Încă de pe parcursul pregătirii mele pentru a deveni medic, am fost atrasă de fitoterapie și am optat să realizez și această competență de apifitoterapie și m-am orientat mai mult către fitoterapia indiană pentru că am avut acces la aceste plante care, studiindu-le, le-am descoperit a fi deosebit de eficiente în tratamentul foarte multor afecțiuni. Bineînțeles că am făcut o comparație între plantele din fitoterapia românească și fitoterapia indiană. Se cunoaște că este important să te tratezi cu plantele care cresc în arealul în care te-ai născut și bineînțeles că fitoterapia românească rămâne pentru mine un instrument de lucru extrem de eficient, dar în același timp, în recomandările pe care eu le fac persoanelor care apelează la genul acesta de terapii naturale și persoane care sunt din ce în ce mai multe în ultima vreme, fac și recomandări din fitoterapia indiană pentru că ea vine cu multe plante care au efecte paradoxale, efecte care ne aduc un plus de energie, un plus de vitalitate și au anumite efecte specifice, țintite, care ne pot ajuta să ne păstrăm starea de echilibru și chiar să ne vindecăm în situația în care avem anumite afecțiuni pe care nu le putem ține foarte bine sub control doar cu plantele pe care le folosim uzual. Toată lumea are în casă sunătoare, mușețel, coada șoricelului, plante pe care noi le cunoaștem foarte bine, urzică, păpădie și așa mai departe, dar poate că ar fi bine să cunoaștem puțin și anumite plante din fitoterapia indiană, care ne pot ajuta foarte mult. Fitoterapia indiană pune foarte mult accentul pe prevenție. Se știe foarte bine că să previi este mult mai ușor decât să tratezi și să-ți menții starea de sănătate este cea mai bună metodă profilactică. Pentru aceasta, în fitoterapia indiană se folosesc mai multe metode, și anume purificarea corpului și regenerarea lui. Purificarea se realizează în momentul în care noi folosim remedii care să ne purifice sângele și tubul digestiv. Știm că sângele, în momentul în care se filtrează prin rinichi, produce urina, care este un produs al corpului nostru, un produs rezidual, între ghilimele, dar un produs foarte important, care ne poate da foarte multe indicații despre starea de sănătate a corpului. În momentul în care noi purificăm sângele, această stare de purificare a sângelui se va reflecta la nivelul întregului corp. Sângele este un component al structurii noastre care ajunge la nivelul tuturor celulelor, poate să preia toate toxinele și toate rezidurile care se produc în urma metabolismului celular și le conduce foarte eficient către eliminare. Și sângele, în general, este purificat prin intermediul filtrării renale și, de asemenea, o parte din sânge se poate purifica și prin transpirație. Transpirația care se produce din limfă, limfa fiind o componentă a sângelui. În momentul în care noi putem să păstrăm această stare de purificare a corpului în general, noi putem în felul acesta să ne ferim de foarte multe afecțiuni, în special de cele care sunt datorate cumului de toxine din corp, și anume afecțiunile dermatologice, afecțiunile osteoarticulare, binecunoscutul reumatism, care este foarte răspândit în populație și care de multe ori este condiționat în apariția lui de cantitatea de toxine mare care se produce în corpul nostru și care noi nu o eliminăm. În fitoterapia indiană se recomandă ca aceste proceduri de purificare să se realizeze periodic și în general la schimbarea anotimpurilor.
Pentru purificarea sângelui, una dintre cele mai eficiente plante folosite în fitoterapia indiană este margusa, întâlnirea ei latină a Zadiracta indica, o plantă care are un efect antiinflamator, purificator și detoxifiant de excepție. Ajută la menținerea în limite normale a glicemiei, adică ajută foarte mult și persoanele care suferă de diabet și de asemenea ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Specific pentru purificarea tubului digestiv, spuneam că acest efect de purificare trebuie să-l facem atât la nivelul sângelui cât și la nivelul tubului digestiv. Este un amestec celebru în India, format din trei plante, de fapt se folosesc fructele acestor plante, amestecate în părți egale, și aceste plante se numesc Haritaki, Amalaki și Bibitaki. Ele sunt niște plante care asigură buna funcționare a tubului digestiv, o reglare armonioasă a tranzitului intestinal, ceea ce ajută la evacuarea tuturor deșeurilor care se colectează la nivelul tubului digestiv. De asemenea, are efect antioxidant foarte puternic și preventiv antitumoral, atât pentru afecțiunile tumorale care pot să apară oriunde în corp, cât și pentru afecțiunile tumorale specifice tubului digestiv și în special intestinului gros. Este foarte important ca aceste episoade de purificare noi să le realizăm periodic, așa cum trebuie să facem periodic curat în casă. Este important să facem periodic curat și în corpul nostru și să facem aceste perioade de purificare de câte o lună de zile, în care asociem remediul pentru purificarea sângelui împreună cu remediul pentru purificarea tubului digestiv. Bineînțeles că în situația în care avem afecțiuni grave care au apărut prin cumul îndelungat de toxine, putem să prelungim administrarea acestor remedii în funcție de situația clară a pacientului. Bineînțeles, ca tratamentul de purificare pe care noi îl facem să poată să aibă eficiența maximă, este important ca pe durata lui noi să avem și un regim alimentar adecvat. Adică este bine să nu facem excese de niciun fel și ar fi foarte indicat ca noi să avem un regim alimentar care este foarte potrivit tipologiei noastre constituționale, tipologie care ne poate fi precizată și bine determinată de un medic practicant al fitoterapiei indiene. În cazul pacienților care au afecțiuni cronice pentru care iau tratament alopat, sfatul meu este să asocieze aceste tratamente pe bază de plante, pentru că acestea pot să-i ajute foarte mult să își mențină starea de echilibru a structurii și în felul acesta să țină mult mai bine sub control afecțiunea pe care o au. Pentru că ne aflăm în sezonul rece și pentru că de obicei în această perioadă afecțiunile aparatului respirator și ale sistemului osteoarticular sunt mai frecvente și mai deranjante, putem să folosim și pentru acestea foarte multe remedii ale fitoterapiei indiene. Putem să folosim remedii sub formă de tablete sau de sirop în funcție de preferința pe care o avem și în funcție de vârsta pe care o avem, că este mult mai indicat la copii să dăm remedii sub formă de sirop, mai ales pentru faptul că trebuie să și menținem imunitatea copiilor, ei fiind puțin mai sensibili, știm că vârstele extreme, și anume copiii și vârstnicii, au tendința de a răci mai ușor la schimbările bruște de temperatură și este foarte important să îi menținem în bună stare a sănătății lor și bineînțeles că putem să facem și aici prevenție, adică putem să dăm remedii preventive, siropuri care ajută la buna funcționare a sistemului digestiv la copii, a sistemului imunitar, a aparatului respirator, ajută la buna creștere și dezvoltare atât fizică și psihică și în felul acesta copilul nostru se dezvoltă armonios și noi putem ca părinți să fim liniștiți, că copilul nostru este protejat și chiar dacă este încadrat în colectivități, nu se va îmbolnăvi. În situația în care
totuși există posibilitatea ca el să răcească, avem pentru aceasta un remediu pe bază de sirop pe care copilul nostru poate să îl ia cu foarte multă ușurință și chiar cu plăcere pentru că are un gust plăcut și care de asemenea acționează asupra aparatului respirator pe toate etajele lui, atât căile respiratorii superioare cât și cele inferioare. Putem să combatem cu ajutorul acestui sirop toate fenomenele inflamatorii care apar, tusea și de asemenea în situația în care ne confruntăm cu astm, care știm că la frig poate să se agraveze, acest sirop este un ajutor de nădejde pentru combaterea atacurilor de ast care apar în general în perioada rece. Acest sirop conține în general plante care se adresează bunei funcționări a sistemului respirator și sunt plante care au efect antitusiv, antiinflamator, fluidificant al mucusului, expectorant. În general sunt plante picante. O să găsim în acest sirop mai multe tipuri de piper, piperul negru pe care îl cunoaștem, piperul lung indian care este specific fitoterapiei indiene. O să găsim binecunoscutul ghimbir pe care îl folosim și noi în alimentație și am face foarte bine să-l folosim în perioada de iarnă pentru că ne ajută foarte mult să prevenim răcelile. Viola odorata sau toporașii care sunt foarte buni pentru efectul antialergic pe care îl exercită asupra mucoasei respiratorii, anumite alte tipuri de piper care sunt musta, plante care au efect tonic asupra aparatului respirator, cum ar fi bilva, cum ar fi vasa, scorțișoara, cuișoarele, bineînțeles crescute la ei și care au o anumită particularitate a compoziției datorită mediului în care sunt crescute. Și pentru persoanele care sunt bolnave cu diabet, există și varianta de sirop fără zahăr, special să nu le facem rău. Cunoaștem că diabetul în general produce o anumită scădere a imunității și bineînțeles că persoanele cu diabet sunt mai predispuse la răceli și pot să beneficieze și ei de ajutorul acestui sirop consumând varianta lui fără zahăr. În momentul în care este frig și umed afară, încep să ne doară articulațiile. Și în acest motiv este foarte important, în primul rând, ca noi să ne îmbrăcăm corespunzător, să nu ne fie frig, să nu fim expuși multă vreme la curenți de aer rece și la umezeală. De asemenea, este foarte important să avem o alimentație corespunzătoare, care trebuie să fie lichidă, caldă, ușor picantă, special ca să o digerăm corespunzător și ea să producă un efect de încălzire globală al corpului. Și de asemenea putem să ne ajutăm de remediile pe bază de plante care au efect antiinflamator articular, antialgic, efect de regenerare și de protejare a cartilagilor articulare care sunt afectate și de asemenea plante care mențin o bună mobilitate la nivel articular. Știm că de obicei articulațiile când sunt afectate sunt dureroase și au o anumită formă de redoare, adică sunt mai rigide, se mișcă mai greu și de obicei dor la mobilizare. Pentru aceasta putem să folosim remedii care să conțină plante cum ar fi Boswellia serrata, de exemplu, care este arborele de tămâie de la care se folosește rășina, care are un efect antialgic, antireumatic, antiinflamator de excepție și de asemenea protector al cartilagiului articular și regenerator al acestuia. Putem să folosim șofranul indian sau turmericul, binecunoscuta curcuma longa, pe care ar trebui în mod normal să o avem în bucătărie la raftul cu condimente și să o folosim la supe, la ciorbe, la mâncăruri. De asemenea, ghimbirul, așa cum l-am văzut, pentru că este un puternic încălzitor, putem să-l folosim atât în varianta sirop, la siropul de tuse, cât și în varianta tablete. Pulberea se poate include în tablete și are un efect foarte bun încălzitor, antialgic și antiinflamator. De asemenea, putem să folosim extractul de sâmburi de viță de vie, pentru că au și ei un efect foarte eficient asupra purificării, un efect foarte bun antiinflamator și antioxidant. De asemenea, usturoiul, pulberea de usturoi, pe care o știm pentru efect, o cunoaștem pentru efectul antialgic și antiinflamator. Bineînțeles că în momentul în care noi combinăm mai multe pulberi cu efect sinergic pe un anumit organ într-o tabletă, într-un remediu, noi putem să beneficiem de
acțiunea complexă a acestui remediu, pentru că atacăm, să spunem așa, din mai multe direcții mecanismele în care aceste boli sunt generate și în felul acesta putem să fim protejați mult mai bine. Thank you.